Criminalitatea prevenită de polițiștii din cadrul IPJ Gorj. Pe parcursul acestei săptămâni, oamenii legii vor merge în rândul cetățenilor și vor organiza mai multe evenimente dedicate acestui scop. Vor împărți pliante și vor informa elevii și cetățenii despre cum pot să prevină să fie victime ale unei infracțiuni, dar și la ce riscuri se expun dacă sunt autorii unor fapte care încalcă legea. Ținta polițiștilor în săptămâna prevenirii criminalității sunt tinerii. Aceștia sunt mai predispuși la săvârșirea unor infracțiuni, dar și să cadă victimă vreunei fapte ilegale. Programul săptămâna a prevenirii criminalității se va desfășura în perioada 21-25 mai. Pentru fiecare zi avem o temă prestabilită, vor fi desfășurate foarte multe activități. Cele mai multe vor fi în mediul stradal, în instituții de învățământ. Ca și în anii anteriori, vom încerca să fim foarte mult prezenți printre oameni. O să mai vedeți că multe dintre activități sunt dedicate tinerilor. Încercăm foarte mult să ne adresăm acestei categorii cu mesaje preventive, astfel încât să nu fie nici victime, dar nici autori ai săvârșirii de infracțiuni. Potrivit conducerii IPJ Gorj, campania se va desfășura și în mediul rural și va implica sute de polițiști din toate structurile. Săptămâna aceasta o dedicăm în mod deosebit și implicăm foarte mulți polițiști în această activitate, din mai multe structuri, ordine publică în special, poliție rutieră, și vom ajunge cu mesajul până la nivelul postului de poliție în mediul rural, unde de asemenea vrem să inițiem o campanie agresivă de prevenire cu scopul de a preveni comiterea infracțiunilor în mediul rural și în special a furtului din locuințe. La nivel central, ca temă pentru acest eveniment, au fost stabilite trei obiective. Am stabilit trei priorități în ceea ce privește activitatea de prevenire. Una din priorități este prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor. Cea de-a doua, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. Aceste două priorități au existat și în anii precedenți, iar ca element de noutate a fost lansat programul de prevenire a violenței în familie. Pe parcursul acestei săptămâni, la nivelul județului Gorj, vor avea loc mai multe evenimente, atât pe străzi, în zone aglomerate, dar și în școli.